Producătorii de mere care au avut de suferit în urma embargoului nu vor primi 1,50 lei compensații, ci doar 1 leu. Guvernul a aprobat astăzi modificarea regulamentului de acordare a ajutorului. Și asta pentru că la mere solicitările sunt de 2 ori mai mari decât suma alocată, iar la prune de 2 ori mai mici. Așa că banii nefolosiți pentru prune vor fi redirecționați la mere. Unii fermieri sunt însă nemulțumiți de această reîmpărțire și spun că aceste compensații nu le acoperă cheltuielile. Guvernul a alocat 138 de milioane de lei pentru compensații producătorilor de mere și prune.